Bună vreme și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Nu uitați, ne puteți urmări inclusiv online pe site-ul nostru www.noroc.tv. Protagonista emisiunii noastre de astăzi este una dintre interpretele căreia îi place să spună că toată viața a făcut politică. Da, politică culturală. Și-a dedicat viața cântecului folcloric, creației corale și, bineînțeles, manifestărilor culturale. A cutreierat țara în lung și în lat, fiind ori inițiatoarea unor festivaluri și concursuri muzicale, ori membru de onoare al juriului. A știut să trăiască viața extrem de frumos, luând toate experiențele pe care i le-a oferit soarta ca tare. Să știți că orice întâlnire cu domnia sa este o adevărată lecție de viață. Abia aștept să-mi salut invitata din această ediție a emisiunii noastre. Vă invit și pe dumneavoastră să o cunoașteți. Stați aproape de noi, nu veți regreta cu siguranță. Bună ziua, frumoasă domnișoară! Bună ziua și bine ați venit! Nu cumva mă așteptați pe mine înconjurat de această poveste, că aici, într-adevăr, este o poveste adevărată. Pe dumneavoastră vă așteptam, doamna Iustina mulțumesc. Scarlat. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați ales să fiți astăzi alături de noi și ați acceptat invitația de a sta la povești. Cea mai mare plăcere! Cea mai mare să știți plăcere. Că bucuria mea este mare de fiecare dată să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră v-ați trăit, așa cum spuneam, viața, raportându-vă întotdeauna la cele mai sfinte valori pe care le-ați preluat de acasă. Da, a fost o fericită. Care sunt cele mai sfinte valori cu care a plecat de acasă Iustina Scarlat? Credința în Dumnezeu. Eu consider că toate pornesc asta în capul mesii, în orice caz în familia noastră. După care, bineînțeles, valorile care le-am preluat de la scumpii și dragii mei și sfinții mei părinți. Suntem dați pe această lume ca să creăm ceva frumos și să ne împărtășim cu cei care ne înconjoară. Corovale la fântână, floare din grădină. Corovale la fântână, floare din grădină. Se țin doi holub de mână, floare din grădină. Se țin doi holub de mână, floare din grădină. Holubița-i Dumitrița, floare din grădină. Holubița-i Dumitrița, floare din grădină. Holubașul Dumitrașul, floare din grădină. Holubașul Dumitrașul, floare din grădină. Dumitrița, hai acasă, floare din grădină. Da, Dumitru, nu mă lasă, floare din grădină. Da-le-ar Dumnezeu noroc, floare din grădină. Da-le-ar Dumnezeu noroc, floare din grădină. Într-un snop de busuioc, floare din grădină. Într-un snop de busuioc, floare din grădină. Doamna Iustina, vă invit astăzi în această emisiune să vorbim despre viață. Dacă vreți, despre valorile despre care spuneam că ar fi bine să le transmitem din generație în generație și ce s-ar întâmpla dacă am renunțat la ele? Păi, Doamne ferește, atunci dacă am renunțat la valori, noi am devenit pur și simplu o turmă care nu gândește, nu creează, nu vă imaginați, am devenit niște roboți. Pentru că pe valorile culturale se menține societatea și omenirea, în primul rând pe valorile culturale. Dumneavoastră spuneați undeva că muzica este una dintre artele care ajunge la Dumnezeu cel mai repede. Așa este? Într-adevăr. Eu, care sunt muzician, mi se pare că așa și este. Poate că ceilalți nu sunt de acord, că cineva mi-a spus că zici, primul a fost cuvântul. Ei, dar eu, fiind muzician, pentru mine primul a fost muzica și muzica ajunge la Dumnezeu. Pentru că atunci când asculți, dacă este o muzică frumoasă, deodată te înalță la ceruri. Când vă aflați într-o sală de concerte, spre exemplu, unii cântă orchestra simfonică sau niște interpreți de mare valoare, deodată și lăuntricul tău se schimbă, deodată și dispoziția ta, deodată parcă te ridică, parcă te faci mai ușoară, mai îndrăgostită de lume. Dacă suntem atenți și trăim acea melodie și trecem prin bineînțeles că poate că
eu știu, nu toți pot, pot să nu să perceapă, dar asta trebuie să simți. Asta trebuie să-ți dea Domnul darul acela de a simți frumusețea. Mai ții minte, dragă Ioane, când erai fecior. Toate fetele din sat te așteaptau cu dor. Tu veneai pe drumul mare, lumea te vede. Dar și eu, când eram fată, eram ca o floare. Băieții din șapte sate îmi dădeau târcoale. Fluierau seara la poartă, dar eu nu ieșeam. Ioane, te așteptam pe tine ce mai dragă lumea și vrei să trăiești, ea te lasă și să duce și n-o mai găsești. Când mă uit la fete în sat și văd câți tinerele, ce n-aș da pe lumioane să mă vorbeam înainte de emisiune despre costumul popular și despre aceste ii extraordinare lucrate de mâinile țărâncilor noastre românce. Și dumneavoastră spuneați că iiile de altă dată parcă altfel, parcă au o altă încărcătură, pentru că și oamenii erau de valoare. Valorile sunt create de oameni de valoare, bineînțeles. Această ie pe care o vedeți îmbrăcată pe mine nu e brodată de mama mea, dar e exact copia. După modelul? Exact. Și culorile și absolut și modelul și desenul tot e copia iei mamei mele, brodată de mama mea la o paiț. Mama mea în permanență îmi spunea că iată eu am brodat-o La o paiț, când era tânără și a brodat costum. M-a învățat și pe dumneavoastră? Da, m-a învățat. Fiind deja fată chipurile de la oraș, nu vroiam eu să brodez. Mama m-a impus, mai ales când vinem vara în vacanță, m-a impus și am brodat pe o pânză așa foarte mare, un păun, un buchet mare de flori. Și de câte ori vin acasă, el este acolo pus în ramă, pe pierete, în casa mare, și de câte ori vin și mă gândesc, a ce bravă a fost mama, cum m-a impus, iată această lucrare făcută de mânuțele mele, și a să rămână și pentru nepoții mei. Bunică, dar cine brodați? Casa bunică a brodat. Da. Dacă ar fi să facem rezumatul vieții dumneavoastră, pentru ca să ne dăm seama despre valorile care v-au adus în lume și cu care ați pornit în lume, ar fi suficient să ascultăm versul pe care îl cântați dumneavoastră atât de frumos și care spune așa: măiculiță din cel sat, nu crede că te-am uitat, dorumii de dumneata mi se rupe inima, vin la tine tot mai rar. Vremea e grea, grijile sunt mari, cresc copii, două petale și nu uit vorbele tale. Să le dau înțelepciune, să fie oameni în lume și credință în Dumnezeu, de cinstea neamului meu. Măicuță, icoana ta, luminează viața mea. Chipul tău, mângâietor, e numai vis, e numai dor. V-au dat lacrimile.
Da, pentru că de fiecare dată mama îmi spunea: draga mami, să aveți credință în Dumnezeu și să fiți înțelepți. Pentru că dacă o să aveți înțelepciune, o să vă reușească și o să treceți peste toate greutățile, o să primiți frumos toate bucuriile, dar să nu vă bucurați prea tare. Să nu vă bucurați prea tare. Să nu vă bucurați prea tare. De ce? Și nu știu, iată, mama așa îmi spune, pentru că dacă Dumnezeu ți-a dat o bucurie, pentru că, cum îmi spunea mama, toate vin de acolo de sus, deci tu să-i mulțumești, dar să nu te bucuri prea tare, așa mama îmi spune. Și dacă iubești pe cineva, tot să-l iubești așa cu măsură, dar nu prea tare. Ce este acest dor care v-a încercat de multe ori? E și trist să ai dor, dar e și frumos să ai dor. Imaginează-ți că nu ai avea de nimic dor. Cât de trist ar fi pe lumea asta să n-ai dor. Da, într-adevăr, câteodată el te macină, dar până la urmă, oricum mergi, de cine ți este dor, îl vezi, te încarci cu acea energie, te întorci înapoi și apoi iară ți este dor. Asta e viața și ea e frumoasă, anume, prin suferință, prin bucurii, prin dor, omul trebuie să se plângă. Trebuie să se plângă, să descarce energia asta pe care a acumulat-o el și să ia alta, alta bună. Pentru că după fiecare tristeță vine și bucurie, asta neapărat. Vine un val mai mare, mai greu, după care vine o apă limpede, curată. Dumneavoastră, de unde vă luați energia pozitivă și de unde? Să știi că din muzică, din cântec, de la oamenii buni, de la oamenii frumoși, pentru că sunt și oameni curați, oameni frumoși, de la care iei energie. Spuneați dumneavoastră odată că înțelepciunea și cultura pornește de la acea biserică din sat. Așa și este. De la biserica din sat
de la predica preotului, preotul cu credință adevărată, preot înțelept, pentru că eu țin minte că atunci când eram copil și când mergeam la biserică, parcă îți pare că copilul nu prea înțelege, el nu, dar până la urmă ceea ce a auzit el, cuvântul acela s-a imprimat aici și pe parcursul vieții îți amintești, sau de un educator de la grădiniță, sau de un pedagog înțelept, care știe să apropie de sufletelul tău și să-l citească și să te îndrumeze. Și de ce nu de la casele de cultură, de acum s-o pornesc la casele de cultură, pentru că acolo ar trebui să fie cel mai mare focar. Dumneavoastră ați fost foarte prezent așa în viața culturală a satului, împreună cu frații, surorile dumneavoastră, da, exact. La casa de cultură. Noi eram acolo primii artiști în sat. Ce să mai vorbim, familia Marian, tata meu era brigadier și organiza concert, adică cum e organiza concerte, chiar pe pățare, chiar la fierme, chiar așa pe timpuri se organiza concerte. Și eu cântam, sora mea cânta, fratele meu Dumitru scria poezii și spune poezii, recita poezii, fratele meu Serioja Isidor Marian, care e artista emerit în ansamblu Joc, a cântat mulți ani la instrumente aerofone. Deci, vă dați seama, eram patru artiști și noi singuri prezentam concertul, nu ne trebuia absolut nimeni. Dar acasă, la sărbători, cântați? Vai de mine, dar păi cum să nu cântăm? Altă lume, mai pe urmă, mai încoace, mult mai încoace, auzit de colindi, de Fecioara Marie, de Trei Crai de la Răsărit, păi, dar noi când mergeam sub masă, știam colindele astea. Mama mea a făcut patru clase la români, asta eu consider că este o școală foarte mare, pentru că ea știa pastelurile lui Vasile Alexandrin, recita eu, chiar pe patul de moarte eu recitat scrisoarea treia lui Eminescu, credeți-mă, pentru că era și cumnata mea la mine și zice, așa ceva eu încă nu știu. Tu ești Mircea, da, împărate, dar încă ea era bolnavă, dar așa cu inimă. Dar și tatăl dumneavoastră și tata meu cânta, era, da, și avea o voce foarte frumoasă. Foarte mult iubea muzica. Fratele meu care cânta în Joc, el în permanență, adică tata meu, ședea cu tranzistorul, înainte erau tranzistoare, ședea cu tranzistorul la urechi, să audă, poate a cânta Serioja în eu. Am eu o doină, bate vântul vârfurile, am preluat-o de la el, n-am schimbat absolut niciun cuvânt, nicio notă din melodie, așa exact cum am imprimat-o de la el și o am în repertoriul meu. Țin minte într-o zi de vară, când a venit Țaca Ileana, așa cum spuneam noi, și mai multe rude noastre în virandă, și tata a început să cânte doina asta. Eu niciodată nu l-am auzit. El cânta, cântice bisericești, Hristos a înviat, dar când a cântat doina asta de la început până la urmă, eu am rămas atât de impresionată și am zis că eu numai decât am să o imprim. Și Dumnezeu mi-a ajutat și am imprimat această doină în memoria tatălui meu, Vasile. Bate vântul vârfurile. Bate vântul vârfurile și pe mine gândurile. Zboară-n stoluri păsărele, mi-aduc multe doruri. Now you
cu doi copilași de mână. Scotea apă și plângea și nu știu unde o fi îngropat, să mă duc și să-l cat în mare. Nu știu unde o fi îngropat, la țigancă ori la bud, ori într-un lan de porumb mare. Vin tăticul înapoi, flămânzi și neîntrebați și din nimic în drum ați luat. Mama mi-a cântat foarte bine și într-o zi de vară eram afară și spălam niște rufe și mama a început să cânte. O aduram de vreme întreagă, romanța sub vișin înflorit. Mi-a așa de mult mi-a plăcut, zic, mamă, numai decât să mă înveți romanța asta. Și m-a învățat romanța asta și ziua aceea mi s-a întipărit prin totdeauna. Vezi, parcă și niște clipe, parcă sunt însemnate. Dar de ce vreau să zic că atunci, la moment, nu le înțelegi, dar pe urmă îți amintești de cele clipe frumoase care te-au format pe tine ca personalitate. Iată cât de frumos au știut părinții prin propriul lor exemplu să
clădească. Absolut, absolut. Mama iubea foarte mult natura. Deci simțea asta, ea admira o floare. Dar mama, câte flori avea în grădină, cum îngrijea de flori, ea avea diferite flori. Asta vorbește despre frumusețea sufletului. Poate percepi frumusețea sufletului care e frumos. Și nu credeți că viața lor, spre exemplu, viața părinților mei, a fost atât de ușoară. Nu, ei au trecut și foamete, ei au trecut și război, ei au trecut prin multe greutăți, dar au trăit frumos. Și nu și-au pierdut dragostea față de viață, pentru că, de ce? Pentru că au avut credință în Dumnezeu. Și încă o dată repet, și cineva poate să mă critici și nu fie de acord cu mine, dar totul pornește de la credință în Dumnezeu. Cum e scris și în Cartea Sfântă, dacă nu v-ar ajuta Dumnezeu să clădiți o casă, n-ați clădi-o. Care a fost relația dintre părinții dumneavoastră? La noi, în familie, mama era prima, cu toate tata era înalt, mama era micuță, era micuță de statură, dar foarte iute și foarte ageră și ea conducea cu familia. Tata, bineînțeles, tata muncitor, tata, dar gospodăria și tot dirijată era de mama. S-au iubit foarte mult. S-au iubit și a fost înțelepciune între ei, înțelegere. Asta e cel mai important. S-au înțeles toată viața și ce am preluat dragostea față de oameni. Pentru că, în special față de oameni de la țară, pentru că soarta așa m-a dus să lucrez mai mult cu oameni de la țară. Adică primii ani ai mei de activitate am fost alintat, legănat, eu știu, de arta corală, de arta clasică, muzică corală clasică, muzică sacră, muzică și contemporană, bineînțeles, dar mai puțin. După care m-a adus bunul Dumnezeu la Centrul Național de Creație, pe atunci Casa de Creație Populară, după care Centrul Național de Creație Populară, unde am avut mare fericire să... Eu cred că Domnul mi-a dat acest noroc ca să activez și să fiu alături de oamenii mei dragi, de la oamenii de la țară, de cele sărbători care am organizat, de sărbătoarea Cânta Voi Domnului meu, sărbătoarea la izboare, unde s-a abordat problema cânticului, interpretarea cânticului folcloric în colectivele corale, pentru că până atunci cântam mai mult despre octombrie, partidă, dar aici s-a abordat problema asta și să vedeți dumneavoastră când am făcut primul spectacol, având regizor pe Nicolae Gheorghe Rusu. Și ați adunat câtă lume pe aceea scenă? 1300 de participanți într-un cor, toată scena Palatului Național. Asta a fost ceva fantastic și acompaniați de o imensă orchestră de muzică populară formată din 9 orchestre, dirijată de maestru Serghei Ciuhri. Ziua de Duminica Mare, țin minte și acum, așa ceva, n-a fost, cred că n-a să mai fi niciodată. Dar nu vă imaginați lumea aceea cât fericire era, pentru că după atâția și atâția ani, pentru prima dată s-a cântat cânticul folcloric. Și tu doina, ai doina 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 și tu doina.
un spectacol care cred că nu o să mai repete niciodată. După care, tot în anice, spectacolul cânta voi domnului meu la Filarmonica Națională. În balcon erau toate coruri, în scenă coruri și când a început Veronica Gaște, dirijor Veronica Gaște, când a început să cânte Hristos a înviat, păi ce să vă spun, toată lumea s-a ridicat în picioare, țin minte, un bătrânel cu barba așa, așa-i curge lacrimii. Și nu numai lui, deci a fost atât de emoționant. După care am avut un spectacol, deci un cor format din preoți din toată Republica, care a evoluat pe scena sălii cu orgă. Și am adunat corurile de amatori, interpreți de muzică sacră și corurile din biserici. Bineînțeles că au fost deplasări în raioane, au fost selectate, n-au venit așa, Hodorong Tronc, hai la festival. Sala cu orgă a fost concertul egală, dar concursul propriu zis a fost în Biserica Sfânta Vinere, Biserica Înălțarea Domnului din municipiul Chișinău. Am organizat la 500 de ani de la 500 de ani lui Ștefan Ștefan, Domn cel Sfânt, sărbătoare Ștefan Ștefan, Domn cel Sfânt, la 2 iulie în 2004, la monumentul lui Ștefan cel Mare, unde am invitat multe coruri din Republică. Și eu țin minte că Dumnezeu să-l ierte, un negru de la Țaul, care nu mai este de acum în viață, zice, ia că m-am sculat la ora 3 de noapte ca să vin aici la ora 7. La ora 7 dimineața să fie pe trepte, fanfara prezidențială acompaniat toate corurile astea de amatori în jurul monumentului Ștefan cel Mare. Eu mulțumesc Domnului că am trecut o viață și m-am ocupat cu ceea ce mi-a plăcut foarte mult, pentru că, încă o dată repet, am lucrat, am activat alături de cei mei frumoși oameni a acestui popor, acestui neam. Corul rămâne dragostea dumneavoastră, da, cea mare. Nici nu se discută, asta a fost viața mea timp de 35 de ani. Vă imaginați, timp de 35 de ani să te ocupi cu ceea ce îți place. Veronica Gaștea, Dumnezeu să o odihnească. Spunea întotdeauna, țineți minte că cea mai frumoasă artă este arta corală. Și bineînțeles, când eu în fiecare zi vineam și așteptam repetițiile, pentru că eu absorbeam tot, fiecare gest a ei, fiecare tot ce spunea ea la mine asta, fată venită de la țară, vă dați seama, asta ea mi-a implantat, e reușit să mă implantez dragostea asta față de arta corală, pe care eu o duc și până acum, și pentru care îi mulțumesc și Dumnezeu să o odihnească în ceruri. Dar acel laborator de creație, care a activat 10 ani de zile, deci laborator de creație format din dirijorii de cor din Republică. Odată la 3 luni ne adunam 5-10 zile și învățam un repertoriu. Fiecare venea cu creația lui de acasă și lucra cu acest cor fiecare din dirijori din Republică. După care, schimb așa de experiență. Da. Timp de 10 ani am activat acest laborator de creație și acum dirijorii care mai sunt în viață mi-amintesc, Doamna, Estina, țineți minte acel laborator de creație. Deci a fost frumos, o activitate extraordinar de frumoasă cu care mă mândresc și îi mulțumesc Domnului că mi-a dat acel noroc ca să activez și să fac ceea ce mi-a plăcut mie.
Folclorul se învață sau ne naștem cu dragostea asta de folclor? Întâi trebuie să te naști. Da, cu dragostea și cu simțul ăsta. Simțul ăsta care e transmis prin laptele mamei. Atunci când ești străin la asta și începi să înveți, da, fiecare om poate să învețe orice, pentru că și ursul poți să-l înveți să meargă pe bicicletă. Dar să simți, să trăiești, asta nu e dat oricui. Chiar dacă în familia dumneavoastră s-a cântat și părinții au iubit foarte mult muzica, mama totuși n-a fost de acord din prima să vă lase la muzică. Nu. Nu, mama, auzi că mi-e artiști la casă, nu-i drebu. Așa v-a zis? Da, da, da. Mama, eu mă duc la muzică. Artiști la casă, mi-a nu-i drebu. Și ca să vezi paradoxul. Toți trei am terminat în institut de arte. Cât de tare nu și-a dorit, mama? Pentru cât de tare nu și-a dorit, pentru că de ce? Ca în oricare sat, și nu numai la noi în sat, deci vestea, se ducea vestea de artiști, că ei sunt așa, comportamentul lor este mai puțin demn de oameni gospodari, să zic așa. Și mama, de ce nu? Dar eu m-am dus și nici nu știu. Da, eu știu că m-am dus undeva la universitate. Atunci, acum merg părinții cu copiii și le duc și geanta. Dar acum, atunci nu. Atunci eu singur, dar și nu numai eu. Și frații mei, singur, fără părinți. Ați ieșit din cuvântul mamei, dar cred că peste timp nu i-a părut rău. Nu i-a părut rău, nu, mai ales când m-am dus, când cântam în activam în Capela Corală Doina, eram artistă. Știi, mi-am minte că mama a venit cu nănașa Evdochia, Dumnezeu să-l ierte pe amândouă, a venit la filarmonic, le-am adus la filarmonic, le-am așezat acolo în față să vadă concertul și mama era fericită că eu eram acolo în Capela Corală în primul rând și mă vedea. Mama nu se mira de nimic, pentru dânsa era tot... Parcă eu mai fost aici de când e lumea. Da, Danana, așa Evdochia, așa e. Pa, iau te fa, și e frumos, iau te fa. Și s-a așează pe scaun și zice, pa, da, oare să mă vadă și Isachea Neu? Era televiziunea, cu chiar că este televiziunea. Da. Era atunci pe și... Vă amintiți de cele turnei, de cele concerte, de cel succes care îl avea Corala Doina? Extraordinar. Erau săli când lumea nu ne dădea voie în picioare, lumea asta nu ne dădea voie să ieșim din scenă. Și Veronica Garștea, cum era foarte mândră, așa, era înaltă, era cu demnitate. Și când ieșa, parcă o văd, ea nu ieșa după culise, așa, pe când ieșa de camp, cu mândră și mergea așa, aileu, și să făceam mare succes a avut Capela Doina, în orice caz, în anii în care ați activat dumneavoastră. Da, da, da. Și însuși Veronica Garștea, ea i-a fost Dumnezeu să o odihnească, femeia demnă, ca să conduci cu 80 de persoane, fiecare cu caracterul lui, și să-i pui pe toți la respect, și să-i pui și ies în scenă, să dirijezi cu 80 de persoane. Și să-i faci pe fiecare dintre ei să îndrăgească arta asta, să simtă așa precum simți tu. Asta se făcea prin muncă, prin repetiții multe, bineînțeles. Dar când cântam hora cu strigături,
sala jos. Asta mi-a purtat și noroc în viață, după care am pornit altă cale, dar nedispărțându-mă de arta corală. În paralel ați făcut întotdeauna, da. N-ați renunțat niciodată, da, la arta corală. Poate că a trebuit mai mult să fac în domeniul cânticului popular, dar n-am avut timp. Nu vreau să mă îndreptățesc, nu-i bine, totuși a trebuit să fac mai mult, dar am fost foarte modestă și n-am fost... Trebuia să fiu mai îndrăzneață, dar modestia câteodată îmi curcă și îmi încurc foarte mult. Așa că eu sfătui pe altă lume să nu fii prea modestă, dar ceea ce își dorești să fac, să meargă, așa. Cu încredere, cu încredere și înainte. Să realizezi. Da, să realizezi ceea ce își dorești. Primul cântec folcloric popular în repertoriul dumneavoastră, când l-ați avut? Primul cântec care l-a imprimat în la radio a fost, mai țin minte, Dragă Ioane. Asta cântec, nu știu de unde eu l-am auzit, chiar sincer nu știu de unde l-am auzit, dar atât de mult mi-a plăcut cântecul ăsta, am zis că cântecul ăsta eu trebuie să-l imprim. Mai țin minte, Dragă Ioane, când erai feciori, toate fetele din sat te așteptau cu dor și așa mai departe. Ăsta a fost primul cântec, după care a urmat Lucă, Lucă, Dragă Lucă. Lucă, Lucă, va de Lucă, 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 va de Lucă, dragostea din ce-ai făcut, va de Lucă, dragostea din ce-ai făcut, va de Lucă, din omul care așteaptă să te mângâie cu șoapte, îți tot spune vorbe calde, va de Lucă, piatra de pe suflet cade, va de Lucă. Chiar nu poți, ba, dințelege, din ce dragostea se începe. Nu din floarea, din poiene, ba, de Lucă, da, din buze micșunele, ba, de Lucă. Nu din mâna cu inele, nu din mâna cu inele, dar din uci și din sprânșeni, ba de Lucă, dar din uci și din sprânșeni, ba de Lucă. Din cuvântul cel cu minte, din cuvântul cel cu minte, și din inimă fierbinte, ba de Lucă, și din inimă fierbinte, ba de Lucă, din cuvântul cel cu minte, ba de Lucă, și din inimă fierbinte, ba de Lucă. Și apoi întâlnirea cu Dumitru Blajinu, care v-a dat și el... Cu Dumitru Blajinu și nu mai zic, într-o zi când el a venit la mine în birou, unde eu mă aflam, zice, vrei să cânt un cântec? Și s-a așezat la pian. Dar Dumitru Blajinu, Dumnezeu să-l ierte, el când se așeza la pian și când atinge, el nici nu cânta, el mângâia clapile, el avea în degete... Așa o sensibilitate care pornea de aici, bineînțeles. Niciodată n-am auzit pe nimeni să cânte așa la pian cum cânta Dumitru Blajinu. Niciodată. Și cred că n-ați mai avut. Și zice, vrei să cânt un cântec? Și încep să-mi cânte. Hai salcăm, salcăm de vară. Eu când am auzit cânticul ăsta, îți place, îmi place, hai că eu ți-l dau. Îmi place tare mult, ți-l dau. Și ne-au făcut orchestrații și ne-au dat melodie atunci seara, și m-am dus acasă și m-am închis în baie, toată familia dormea, eu m-am închis în baie și am cântat, asta nu e poveste, până la 1 din noapte am cântat Hai salcăm, salcăm de vară. Așa de mult mi-a plăcut cântecul ăsta. După care, bineînțeles, că l-am imprimat cu orchestra folclor. Hai salcăm, salcăm de vară, verde și cu frunza rară. Salcăm de vară, verde și cu frunza rară.
mai duceam odată, când stăteam cu neica-n poartă. Sus în ceruri luna plină, ne țineam ușor de mână. Sus în ceruri luna plină, învățat de la Dumitru Blajin? Ce am învățat? Cum scânt, cum străiesc cânticul. Adică, mă rog, asta eu am și de la Domnul, bineînțeles, dar țin minte când, cum m-a învățat el o doină, cum să o cânt și zice, uite-te, uite, ia că este aici un podișor, zăpodișorul și ăla, ia că el am fost scadă. Și trebuie așa scânt. Și așa se interpretez, că parcă nici n-ai mărți pe podișorul ăsta. El era un filozof extraordinar, extraordinar cum simțea el, numai când începea scânt, și apoi de multe ori se întâmpla, e ca de aici îți place și începe scânt și deodată începe să plângă. Eu am văzut doi oameni plângând, asta Dumitru Blajinu, ascultând muzică populară și Serghei Ciurii. Sensibilitatea asta față de folclorul nostru. Dar ce înseamnă folclor? Asta e zborul din care se alimentează acest popor. Fără de care noi n-am fi popor, noi nu ne-am deosebit de alte popoare. Serghei Ciuhrii este și el o personalitate foarte importantă în activitatea dumneavoastră, da, și în viața, da, dumneavoastră. Bineînțeles, v-a ajutat că, foarte mult cu repertoriul. Da, pentru că eu cu maestru Ciuhrii am activat 10 sau mai mulți ani la Casa de Creație într-un birou și eu sunt martoră la foarte, foarte multe creații pe care el le-a scris. El a scris și muzică
Și el este cel care mi-a făcut foarte multe aranjamente pentru care îi mulțumesc. El m-a ajutat în activitatea mea de coordonator a formațiilor corale la Centrul Național de Creație Populară. Nu întâmplător, iată, v-am întrebat despre Serghei Ciuhrii, despre Dumitru Blajinu, despre doamna Garștea, pentru că este important, părerea mea, peste ani să ne amintim de oamenii care la un moment dat ne-au ajutat, ne-au ghidat și poate cu sprijinul lor am reușit să mai trecem o etapă și să realizăm, pentru că de unii singuri nu cred că putem face ceva. Și le trebuie mulțumim. Să le mulțumim, dar niciodată nu trebuie să-i dăm uitării, ca și generația tânără să știe ce valori a avut acest popor, care a fost temelia culturii acestui popor. Noi de asta trebuie să vorbim, trebuie să copiii în școli și în grădiniți să știe cine a fost Vladimir Curbăt, cine a fost Veronica Garști, cine a fost Maria Bieșu. Vorbeam noi de la început despre cele ei care au fost cusute pe timpuri. Păi asta vorbește despre cultura noastră care a fost pe timpuri, valorile oamenilor care au fost, pentru că am mai spus și mai spun, dacă vreți să știți ce valori au fost la noi, ce valori a avut acest neam, mergeți la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală și ridicați acea zestre a neamului și o să vedeți ce valori, ce oameni de mare valoare gospodini au fost și au creat. Și dacă spuneați despre înțelepciune, mi-a plăcut cum ați spus despre soțul dumneavoastră odată, poate ori mai fi bărbați înțelepți în lumea asta, dacă al meu... Nu vreau să mă laud în fața camerei de luat vederi, dar într-adevăr soțul meu are o înțelepciune care e preluată de la Dumnezeu să ierte, de la socrul meu, de la tatăl lui, care a fost un om de o înțelepciune unicat. Și iar pornesc, mă întorc la ce, dar de unde? El toată viața lui a lucrat în biserică. Iată cine l-a făcut înțelept. Credința în Dumnezeu. Și iată acea înțelepciune o preluat-o soțul meu de la el este cu mult mai înțelept, bineînțeles. Eu sunt mai zăpășită, mai aprinsă, mai... Dar el așa tace, dar bineînțeles că până la un timp, dacă îl scoți din săriță. Dar a știut cum să vă cucerească, pentru da, că știut. Dumneavoastră a știut cum să mă cucerească, pentru că eram într-un juriu la un festival și eu am văzut că el așa, dar eu nu-i trăgeam nicio atenție și după aceea, după s-a terminat festivalul, am mers acolo într-o daie la discuții și erau acolo multe mese, iată așa cum, multe mese și de-o m-am dus într-o unghiere acolo. Dar el vine la mine la urechi și zice că mă fuge că de mine n-ai scăchi. Știi, ia să dăruiască flori, știi. Când ați fost la acel restaurant, da, Casa Mare? Da, când am fost la Casa Mare. Spuneți-ne povestea asta. Când am fost la Casa, da. Cred că e un exemplu... Când am fost la Casa Mare, deci noi am intrat și acolo, pe timpuri, acum nu mai este casa aceea mare, care te întâlnești, așa cum se cuvine, de fapt, în Casa Mare. Ne-a întâlnit frumos o doamnă acolo. Eu am intrat în restaurant, ne-am așezat la masă și el zice, eu acum vin, peste o clipă vin. Numai și-l văd, vine cu două buchete de crizanteme albe, n-am să uit niciodată. Două buchete mari, frumoase de crizanteme albe și una mi-o dă mie și alta i-o dă la doamna care ne-a întâlnit pe noi. Apoi iar asta cu asta, cu asta m-a cucerit, am zis că da. A știut să vă lase, să vă faceți meseria, nu v-am... Nu pus niciodată niciun impediment. Doamne ferește, iată asta. Eu cred că asta e norocul. Ați venit acasă, ați revenit ori de câte ori. Asta e noroc cel mai mare a unei femei. Eu nu zic de mine, dar a unei femei. Pentru că atunci când soțul îți dă libertate totală, eu am avut toată viața o libertate absolut totală. Viața mea a fost pe roate, a fost mai mult în deplasări, prin toate raioanele, satele, republicii. Și apoi când veneam, pe la 3 dimineața s-a întâmplat, chiar la 4 am venit de la Nicoreni, Drochea.
el mă întâlnește și ducem la bucătărie, hai povestește. Și apoi povestim cum a fost la, mai ales când era, când organizam festivalul ăsta folclorice, Doamne, mai ales când era la început, asta era așa o fericire pentru mine și pentru el. Sunteți o femeie fericită și împlinită. Da. Copii frumoși, nepoți, un soț care știu să vă înțeleagă și să vă susțină întotdeauna. Da. Ce își mai dorește Istina Scarlat? Să fiu sănătoasă, să mai trăiesc, să mă pot bucura de nepoții mei, să mă bucura de voi, de misiunile voastre frumoase, de tot ce e frumos în viața asta, să mă pot bucura și să o văd, să o fie pe scene mari. Fie, eu știu, în calitate de ce, de cântăreață, de violonistă, să văd pe scene mari. Foaie verde, trenic dole, unde pasc voi te bade. Sweet.